Potrivit legii, grădinițele pot fi închise temporar pe parcursul unui an doar cu acordul inspectoratului școlar și cu atenționarea părinților, dar nu mai mult de 60 de zile pe an pentru curățenie, reparații sau dezinsecție. La nivelul inspectoratului școlar județean s-a făcut deja planificarea activității grădinițelor cu program prelungit pe perioada vacanței de vară. Astfel, grădinița numărul 7 din Sighet se va cupla în acest program estival cu grădinița numărul 1, grădinița numărul 9 cu grădinița numărul 12, iar grădinița numărul 13 cu grădinița numărul 8. Grădinița pe perioada verii va funcționa începând de luni, din 19. Noi, grădinița 7, funcționăm până în data de 28 iulie, iar din 31 iulie și până la sfârșitul august, copiii noștri și vor putea să meargă la grădinița cu program prelungit numărul 1, ce este structura grădiniței numărul 10, iar cei de acolo, în perioada noastră de funcționare, poate să vină la noi. Cu celelalte grădinițe din oraș, știți ce se va întâmpla? Și ele funcționează tot așa, cuplate două câte două. Grădinița cu program prelungit numărul 9 este împreună cu grădinița cu program prelungit numărul 12, iar grădinița numărul 8 este împreună cu grădinița numărul 13. Și fiecare și-a stabilit un program. Părinții copiilor care vor frecventa în această perioadă grădinița nu trebuie să facă o cerere în scris, ci doar să achite suma pentru meniu.